Salut, dragii mei și dragile mele! Sunteți pe canalul Frumuseții Vârste Elegante. Mă numesc Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Pentru noi abonați, vreau să le spun bun venit, vă mulțumesc că ați ales comunitatea noastră pentru persoane după 35 de ani. Vă motivez să activați și clopoțelul pentru a primi notificările noilor filmulețe. După Măsculița cu zmeură, am primit mai multe comentarii care mă întreabă multe femei că le-am menționat că după 40 de ani nu-mi bronzez fața, gâtul și decolteul, poate, decolteul de la sine, dar special să-l bronzez, nu tot timpul mă protejez. De ce după 40 de ani? Fiindcă când venisem de la mare, mă bronzasem foarte bine, dar mi-a fost foarte greu să-mi înlătur pigmentația, să-mi uniformizez tenul, fiindcă cu vârsta soarele acționează, nu numai că ne pigmentează, dar și ne distruge pielea, ne distruge celulele, ne distruge colagena, apar riduri și pigmentația, care pe mine m-a deranjat. Mai ales apăruse riduri în zona decolteului. Pielea devenise uscată, apăruse pigmentația în zona decolteului, riduri au apărut și mi-a trebuit mai mult timp ca să-mi restabilesc pielea normală. Și de aceea am decis să folosesc cremurile, nu autobronzante, dar BB cremurile. Și știți că gama aceasta de creme care a apărut acum mai contemporană, mai în ultima, în epoca noastră, BB crem, CC crem, DD crem, E crem, PIN crem, este o gamă de produse care cere să le studiați și să le cunoașteți. O să atașez link-ul în descriere a filmulețului despre diferența între aceste creme. Eu mi-am ales să folosesc BB cremurile și CC cremurile, care hidratează, protejează și redau tenului un aspect bronzant. Am folosit de la L'Oreal și de la Mary Kay și BB crem și CC crem. Îmi plac foarte mult. Acum am finisat chiar săptămâna trecută BB cremul de la CC cremul de la Mary Kay. Dar anul acesta am descoperit un fond de ten de la Anthos Cosmetics. L-ați mai văzut în filmuleț și o să vă las la fel link-ul în descriere. Îmi place. De ce îmi place? Căci este pe bază de ingrediente naturale. Și faptul că îl aplici și are o nuanță deschisă, dar apoi își ia culoarea pielei. Și asta m-a impresionat foarte mult. Se aplică ușor, este foarte plăcut, leger și nu este greoi să-l porți. Eu zic să-l purtăm, pentru că orice machiaj îl aplicăm ca să-l purtăm ușor în timpul zilei. Vreau să vă menționez faptul că în zilele caniculare nu prea mă machiez. Nu-mi place să mă machiez așa abundent sau să aplic cât cosmetică decorativă. Doar o adiere, doar un pic de protecție, un pic de ca o urmă așa de machiaj. Și un alt produs care îl folosesc este crema, este pudra minerală, bronzantă. Dar iată această pudră minerală, care nu o folosesc ca pudră, dar o folosesc ca obraj. Și la fel o adiere ușoară pe obraj pentru a-mi contura obrajii și a reda un aspect complet al machiajului.
În general, eu nu folosesc pudrele. Nu știu că poate că nu-mi plac, dar poate că mi simt așa că tenul meu nu este gras și nu am nevoie să folosesc pudra. Doar folosesc fonul de ten și iată pudra aceasta mineralizată, o folosesc ca obraj. Pentru am reda o nuanță de bronzare. De ce îmi protejez tenul și folosesc aceste, la moment, două produse care îmi plac, care mă satisfac și în comentarii. Dacă vă iubiți să vă bronzați fața, gâtul, decolteul, dar dacă nu, ce produse folosiți și ce faceți voi pentru a vă reda un aspect bronzant tenului. Eu vă mulțumesc că ați fost cu mine, eu vă mulțumesc pentru toate comentariile voastre, vă mulțumesc că sunteți cu mine, vă mulțumesc pentru susținerea voastră, eu vă iubesc, vă îmbrățișez, vă aștept și la alte filmulețe. La revedere, cu drag de voi!